simplitatea este o haină care se poartă întotdeauna cu eleganță, iar frumusețea vine din interior. Oricine ar putea lua notițe din lecțiile de viață ale profesoarei de limbă franceză. Raisa Vasilache, la cei 77 de ani ai săi, poate fi un model pentru mulți dintre noi. Îmbrăcată stilat, cu părul aranjat în coc și un zâmbet larg, dascălul are o pasiune pentru modă încă din copilărie. Gustul pentru frumos se dezvoltă din copilărie și de acasă. Se spune, poți să faci școlile de artă, te învață ce culori, se asociază cu ce culori, gustul, mai în scurt, artei. Pe când talentul este născut și se transmite. Se transmite de la părinți, genetica este. Raisa Vasilache și-a descoperit înclinațiile spre modă la o vârstă fragedă și a încercat să le cultive de una singură. Ba mai mult, și-a croit câteva piese vestimentare. Reviste germane, în modă, culori. De mică eu răsfoiam acolo și vedeam toate astea. De la vreo 5-6 anișori, croșetam. Brodam, am broderii de prin clasa 4-a, 5-a, am niște broderii îngălbenite de timp acolo. Moda trece, dar stilul rămâne. Stilul meu a fost tot timpul lucrurile confecționate de mine. Și fiind studentă, eu coseam și la mașină, și împleteam, și anume și de vară, am rochii foarte frumoase. Totuși, de-a lungul anilor, pasiunea pentru modă nu s-a transformat într-o carieră de succes sau afacere de suflet. În schimb, și-a dedicat întreaga viață discipolilor săi. Elevii îmi spuneau în clasa 10, Cecan Dumitru, băieții mai ales. Băieții îmi făceau complimente întotdeauna, fetele mai invidioase. Și îmi făceau întotdeauna compliment. Doamnă profesoară, dacă dumneavoastră ați fi stilist sau designer, noi ne-am îmbrăcat mai frumos. Ei, zic, dragii mei, că atunci, într-adevăr, eu profesoară n-am vrut să fiu, nici într-un caz. Facultățile nu erau cum acum, facultăți în design, așa mai departe. Raisa Vasilache a crescut printre cărți, din paginile cărora a desprins multe învățăminte. Din ele a aflat și despre celebra Coco Chanel. Femeia care a scris istorie în lumea modei i-a devenit o adevărată sursă de inspirație. Coco Chanel era o doamnă foarte ambițioasă, asta și asta e o stor, ambițioasă, independentă, așa, cu personalitate. Ei, și mă rog, de aici, vă zic, în anii 20-30 ani, genere a devenit cel mai mare stilist din lume. O femeie care a îmbrăcat toate femeile din lume. Asta a fost Coco Chanel. A murit la vârsta de 87 de ani. Culoare, i-a inventat rochița neagră, mică, orice femeie trebuie să aibă rochița, fusta, pantalonul. Tot ea l-a inventat. Adică fusta, dar să fie lungimea mai jos de genunchi și nu mai sus, cum acum se poartă. Și ea spunea așa, Coco Chanel, femeia poate să fie foarte bine îmbrăcată, dar deloc elegantă. Îndrăznește să adauge. Frumoasă te faci, mai ales acum. Bogat devii. Dar inteligent te naști. Se regăsește în stilul clasic vestimentar, considerat mereu la modă. Profesoara ne mai învață, însă că ținuta de astăzi este și despre bun simț. Să fii îngrijită, să îmbraci decent, na, de ce nu? Să ții cont de unde se prezintă, dacă ai să vii la ore, n-ai să vii exagerat, te duci la o întâlnire undeva acolo. Și întotdeauna să fie simțul măsurii, fiindcă, în primul rând, se vede, vă zic, eleganța. Și inteligența omului. Rabindranath Tagore el așa a spus, cel mai sfâșitor și cel mai groaznic este când vrei să fii ca toată lumea. Mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu individuală.